Salut și bine ați venit pe canalul meu. Da, în sfârșit a nins, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Și vreau să vorbesc despre cum hrănim noi orhidele. Păi, în primul rând, orhidele se hrănesc prin fotosinteză. Nu o să intru în prea multe detalii despre fotosinteză. Cred că toată lumea știe ce este fotosinteza. Însă vreau să vă spun că fotosinteza este de trei feluri în lumea plantelor. Avem C3, C4 și K. Nu o să intru nici în aceste detalii, pentru că o să fac atunci când o să fac un alt clipuleț care se va numi despre fertilizarea foliară. Știți că orhidele pot fi fertilizate în apă care o dăm orhidea sau foliară, adică pulverizând apa plus îngrășământul pe frunze. Dar vreau să vorbesc despre hrănirea lor, cum se hrănesc ei. Deci, odată se hrănesc prin fotosinteză, da? Dacă au suficientă lumină, este cea mai importantă. În doilea rând, le hrănim prin fertilizare, prin apă, în special prin apă. Și aici trebuie să menționez că orhidele au nevoie de micronutrienți, de macronutrienți, NPK, dar și de calciu și magneziu. Toate acestea trebuie să administrate obicei primăvara, când atunci orhidele se află în creștere activă, atunci ele au nevoie de ajutor, ca să zic așa. Toate aceste lucruri ajută ca plantele să crească vigoros și să fie sănătoase. Dar mai este un lucru extrem de important, nu trebuie să le stresăm. Orhidele sunt foarte sensibile la factori de stres și, deși au parte de lumină, sunt îngrijite cu răspunzător. Dacă le stresăm, ele nu o să înflorească prea bine. Bine, acum depinde și de alte probleme, pentru că, de exemplu, dacă orele au avut dăunători, dacă au avut vreo problemă, normal că planta va fi slăbită din cauza acestor probleme și normal că nu o să fie la, nu știu, la, nu o să fie așa cum ar trebui să fie, la parametri normali, să zicem. Deci, toate aceste informații sunt foarte importante. Și calciu și magneziu sunt orhidele care au nevoie neapărat de calciu, mă rog, aproape, depinde acum de la specie la specie, de exemplu, catleele. Eu m-am arătat într-un clip ce calciu folosesc, nu știu cât este de bun, dar există o substanță care se numește Calmag. Am înțeles că se găsește și în România, am crezut că nu se găsește, dar un urmăritor mi-a spus că se găsește. Eu nu l-am căutat, sincer, am trăit cu impresia că nu se găsește și am lăsat așa. Deci Calmag și calciu și magneziu, special pentru plante, nu pentru orhidee. Nu găsim ceva strict pentru orhidee, dar important este să aibă parte și de calciu și de magneziu în perioada de creștere. Cum spuneam, unul are nevoie de mai mult, cam papuceii, nu toți, și orhidele catlea. O mai fi și altele, oricum e bine să aibă parte cam toate, dar nu trebuie să nici să exagerăm, pentru că dacă oferim prea mult calciu, de exemplu, orhidea nu poate să-și ia alții nutrienți, alte substanțe, să zic așa. Adică totul trebuie să fie într-un echilibru și toate substanțele nu trebuie să exagerăm nici când udăm orhidele, să punem prea mult îngrășământ, pentru că avem de face cu mai multe probleme. De exemplu, rădăcinile sar, sunt sensibile și nu vrem. Eu chiar fac diluția ceva mai neconcentrată, că scrie pe, mai diluată, adică, decât scrie pe cutia cu îngrășământ, pentru că vreau să fiu sigură că totul este în regulă și că nu apar alte probleme. Deci cam atât despre hrănirea orhideelor. Lumina este extrem de importantă, importanța pe parte de lumină, de aer, de ventilație și ele se vor dezvolta normal și bineînțeles că ne vor bucura și cu multe flori. Am aici orhidee de Phalaenopsis polarfire, care a mai fost înflorită exact de aici și fac în continuare, vreau să mă bucure. Cu ocazia asta vreau să vă arăt și această catlee, care are niște flori superbe. Este o orhidee foarte ușor de îngrijit, vă recomand dacă o găsiți. Eu am luat-o din Hornbach, dacă o găsiți, să o cumpărați, pentru că face repede rădăcini. Eu chiar am schimbat anul trecut de 2 ori substratul, pentru că am observat că, imediat vă arăt, creștile noi nu mai aveau loc și a trebuit să-i schimbe 2 ori substratul. Și să știți că a făcut foarte repede rădăcini, nu am avut probleme cu ea, deci chiar vă recomand. Este una dintre cele mai ușor de îngrijit orhidee, să zicem așa, din catlee. Aceasta a fost prima care a înflorit. A început în florește galben și apoi are acest portocaliu super. Mai avem câțiva boboci.
Da, aici am avut mai mulți boboci, dar pentru că a fost aproape de calorifer, s-a oferit ea, stătea chiar aici, la lumină, pentru că are nevoie de multă lumină, dar am zis să o țin aici ca să nu fie afectată de căldura calorifer. Până la urmă tot a fost. Aici am mai avut încă 3 boboci și s-au oferit toți. Asta e, n-am fost atentă, data viitoare o să fiu mai atentă, sper. O altă orchidee este și aceasta care a înflorit de curând. Miroase superbă. Noapte, dar în sfârșit, cam asta este clipul de astăzi. Mulțumesc că m-ați urmărit, pe curând.